Semnarea unui pact între Germania nazistă și URSS în 23 august 1939 a dus la declanșarea celei de-a doua mari conflagrații mondiale, iar prin protocolul său secret la ruperea Basarabiei din trupul României. Schimbarea de alianță a țării noastre din 23 august 1944 avea să scurteze războiul și să readucă Transilvania de nord în granițele țării, această zi devenind sărbătoare națională comunistă cu semnificație puternic ideologizată. Înțelegerea dintre Hitler și Stalin de a împărți ceea ce rămăsese neocupat sau neîmpărțit în Europa Centrală și de Est, prin semnarea și aplicarea pactului Ribbentrop-Molotov a avut grave repercursiuni asupra întregii lumii. A început al doilea război mondial cu reîmpărțiri de teritorii, dar și cu victime și distrugeri nemai întâlnite în istorie, prelungit cu războiul rece și cu scindarea Europei în două. Prin așa numita cortină de fier, Vestul s-a aflat sub influența Statelor Unite ale Americii, iar Estul sub influența Uniunii Sovietice timp de 45 de ani, între 1945 și 1989. La Moscova, în prezența lui Stalin, ministrul de externe sovietic Vyacheslav Molotov și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop semnau la 23 august un tratat de neagresiune între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, numit Pactul Ribbentrop-Molotov. Scopul declarat al pactului era ca al treilea Reich să-și asigure flancul estic după invadarea Poloniei, petrecută o săptămână mai târziu, în 1 septembrie 1939. În schimb, URSS se dorea să câștige timp și să prevină o invazie germană, deoarece Armata Roșie avea prea puțini ofițeri superiori după executarea multora dintre ei din ordinul lui Stalin sub pretextul unui complot imaginar. Era vorba, de fapt, de o înțelegere între Hitler și Stalin de a împărți ceea ce rămăsese neocupat în Europa Centrală și de Est, așa cum stipula un protocol adițional secret care viza teritorii din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia și prin care URSS își accentua interesul pentru Basarabia. Ca urmare a protocolului adițional secret, URSS a transmis României în 28 iunie 1940 un ultimatum. I se dădeau 48 de ore pentru a evacua Basarabia și nordul Bucovinei, în caz contrar URSS îi declara război. România a cedat fără luptă și trupele sovietice au intrat în teritoriile cerute, dar și în ținutul Herței, nemenționat în ultimatum. România a intrat în război în iunie 1940, iar din 1941 Basarabia s-a întors în componența statului român timp de încă 3 ani, pentru că după 1944 a revenit din nou URSS-ului. 23 august 1944 este ziua în care regele Mihai, sprijinit de Blocul Național Democratic, l-a convocat pe mareșalul Ion Antonescu la Palatul Regal și a cerut încheierea unui armistițiu cu puterile aliate. Regele nu era de acord cu înaintarea armatei române în interiorul URSS alături de Germania nazistă. Ca urmare a acestui act, mareșalul Ion Antonescu și miniștrii săi au fost arestați. România întorcea armele și se alătura Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Istoricii militari spun că întoarcerea armelor din 1944 a scurtat războiul mondial cu 6 luni și a evitat pierderea câtorva milioane de vieți, iar istoricii academicieni sunt de acord că momentul de la 23 august a fost alternativa care a provocat cele mai mici pagube României. Sunt însă și voci care susțin că armistițiul cu sovieticii nu ar fi fost cea mai înțeleaptă decizie, pentru că a avut și efecte dramatice. A dus la capturarea peste 170.000 de militari români și la deportarea în URSS a peste 70.000 de români. În urmare orientării României pe scena geopolitică, URSS l-a recompensat pe regele Mihai I cu Ordinul Victoria, dar cu toate acestea, el a fost obligat la câțiva ani după aceea să abdice și să părăsească țara. În 2005, la ceremoniile organizate la Moscova pentru a marca victoria din 1945 împotriva nazismului, regele Mihai I a fost decorat de președintele rus de atunci, Vladimir Putin, cu medalia aniversară a evenimentului. La începutul lunii mai 2011, regele Mihai a primit la Palatul Elisabeta din Londra distinția The Freedom of the City of London din partea Guild of Freemen of the City of London și a fost omagiat de oficialii britanici pentru rolul jucat în 23 august 1944. Prima aniversare a zilei de 23 august în 1945 a stat sub semnul grevei regale. Regele Mihai și prim-ministrul Petru Groza se boicotau reciproc în condițiile în care regele ceruse demisia cabinetului, iar Groza refuzase. Abia din anul 1948, 23 august a devenit zi națională. Regele fusese forțat să abdice, România se afla sub puternica influență sovietică, iar Partidul Comunist începuse o intensă campanie propagandistică de legitimare, iar sărbătoarea de la 23 august avea un rol central. Se sărbătorea la 23 august ziua eliberării României de către glorioasa armată sovietică și a doborârii dictaturii fasciste andoneștiene de către forțele patriotice conduse de Partidul Comunist, cu defilări ale oamenilor muncii sub portretele lui Marx, Lenin și Stalin. Ulterior, pe măsură ce Partidul Comunist și regimul lui Nicolae Ceaușescu au început să se detașeze tot mai mult de Moscova și semnificația zilei de 23 august s-a schimbat. Treptat, semnificația inițială a zilei s-a pierdut. Insurecția armată antifascistă a devenit Revoluția de Eliberare
Cooperare Națională și Socială Antifascistă și Antiimperialistă, iar sărbătoarea din 23 august a fost acaparată de comuniști pentru a marca cu fast propășirea comunismului și idealurile muncitorești ale poporului român, dar și pentru a omagea conducătorii iubiți. Timp de decenii până în 23 august 1989, Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu mare fast, cu demonstrații militare și coloane de oameni ai muncii, tineri, elevi și copii, cu steaguri roșii ale Partidului Comunist și tricolorei și cu enorme portrete ale conducătorilor comuniști, care cu timpul au rămas doar doi, Nicolae și Elena Ceaușescu. În plus, pe stadioane erau alte manifestări omagiale de dimensiuni foarte mari dedicate Partidului Comunist și conducătorului iubit, la care elevii, artiștii, sportivii, ori muncitorii din uzine erau obligați să participe cu entuziasm în cinstea cuplului dictatorial. După prăbușirea comunismului, actul politic de la 23 august 1944 a fost prezentat oficial drept o lovitură de stat condusă de către regele Mihai și partidele istorice, dar au fost și alte diverse interpretări și reinterpretări care au pus în discuție, inclusiv rolul jucat de regele Mihai în funcție de ideologii sau interese de moment, iar semnificația zilei acesteia a rămas în continuare una dintre cele mai ideologizate chestiuni din istoria contemporană a României.